Drumul expres Craiova-Lugoj, una dintre principalele căi care poate asigura o dezvoltare durabilă a zonei, nu apare în programul Planului Național de Redresare și Reziliență sau cel al Programului Operațional de Transport. În mod concret, bugetarea studiului de fezabilitate pentru drumul Craiova-Lugoj rămâne la stadiul de simplu document, fără nicio finalitate. La fel ca multe alte promisiuni cu care au fost amăgiți românii de actualii guvernanți, drumul expres Craiova-Lugoj nu va fi prea curând realizat. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu toți președinții Consiliilor Județene din Oltenia, au elaborat o scrisoare pe care au înaintat-o către autoritățile guvernamentale, în care se atrage atenția asupra consecințelor extrem de grave pe care le va avea excluderea unei întregi regiuni de la șansa finanțării și a creșterii durabile. Aceștia solicită de urgență găsirea unei soluții concrete pentru finanțarea acestei investiții, fie prin Programul Național de Redresare și Reziliență sau prin Programul Operațional de Transport. Drumul Craiova-Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș și Lugoj trebuie să primească finanțare.